Friday. Podcast cu Alin Florescu. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici din nou cu tânărul Alex. Ce face Alex? Tânărul Alex. Aș vrea să-mi iau MPC de la ca să mai pun aplauze, chestii, știi? Ar fi catenică. Păi putem să băgăm 30 de milioane într-un... podcast podcast să la... 4, cred. Câți? Nu, mă, mi au din la Calmo știi, cu butoane blane să, da. să luăm telefoane Da, să... 30 de milioane Da, legerea, nu? Da, ca să i telefoane trebuie să faci live Da <laughs> Deci încă un black magic de chestii Păi și la 30 de milioane Am vorbit eu cu un tip, Florian Pristavu De la Wow Content, că și el e cu Dastea Și zicea că există, nu știu ce, placă de live De captură de 70 de lei câteodată pe mag că să vinde super repede. Bă, așa... E monod, sigur, dar... A, așa mai... Adică e... La placa asta de care vorbește el, probabil e un stick. Exact, da, e super mic așa cum la. Da, dar ca să fac cu placa de captură și cu stick și asta, probabil să-mi iau deselere gen, trebuie să-mi iau cameră. Cu telefonul sigur nu merge. Sau cu GoPro. Da. Bine. <laughs> Alți bani. Poate merge cu telefon Băi, eu zic că cu de, mil <laughs> da, exact. Plus... de milioane Da, exact Cu de milioane rezolvăm În jur Rezolvăm placa live de ce asta? să vorbim că. Lucruri serioase. deci să vorbim chestia asta despre botez. Cu botezul. Că e subiectul momentului și este. Ce părere ai despre chestia asta? Uh, păi nu știu, cred că Te-am întrebat eu... pe tine ca să am eu timp să mă exact. gândesc Sunt rocker Da, e rocker, exact Ce <laughs> părere are comunitatea rock? nu asta. știu că nu prea mai e o comunitate tu care, tu care reprezentant al comunității <laughs> Eu care reprezentant unicul rămas da. în lupta pentru binele rebel tu dacă ar trebui să faci o postare Ca alu Coyotu gen, Așa. Cu poza ta o, po Așa. o postare din asta despre botezi Care să fie foarte populară Și share Ce ai zice? Dar hai să o luăm altfel Crezi că o să-ți botezi copilul în rit religios Creștin ortodox? Depinde de părinții lui nevastă mea, să zic așa. Pe Dar... mei, cred că pot să-i harnesc să le explic de ce e ok să nu-l botezi și să, aleg, să aleagă el să, să, boteze ce vrea el la un moment dat, dacă vrea. Dar cu bunica ta. Mai ai bunici? Mai am o bunică de 90 de ani. A, Lejireanu nu <laughs> adică, <dar. laughs> Nu mă în următorii trei ani, sigur Bine, nici ea, că să ține bine Adică e super da. Da, vie și verde Da, este lucidă, asta e important Băi, ai fi surprins că încă mai predă de geodezie, cred că se cheamă, de-astea pentru inginer geologic cu extracții de Petrol de chestii, a fost... Unde, bro? Există ea la zice, Câmpina... Un curs pe Zoom. Există la Câmpina un domn care e tot de vârstă cu ea și gen... m aduce niște nigerieni și niște mm -hmm. chestii de-astea, seminarii de două-trei luni, i aduce în România în Câmpina și ea împreună cu alți profesori realizează cursul ăla. Păi ești nebun la 90 de ani. Da, jur. Și citește și încă păi e... Încăie... cu cine se -e? <laughs> e super. Cred că asta e cel mai important, să-ți menții creierul Bă, activ. da. Știi? Mie mi se părea fascinant că bunica mea la 80 plus care nu mai prea vede săraca, nu prea mai aude, mă rog, n-a auzit de mult, dar folosește un aparat auditiv, încă știe formula ridicării, ridicării binomului la pătrat. Adică A plus B la a doua? Da. Da, hai că o știu și eu. Hai că nu Păi da, dar mai știu eu tu la 85 de ani. Uite, ceva ce n-am practicat și eu încă știu bine, pro prepozițiile dativului. Grație datorită, mulțumită, conform, contrar, a doma asemenea. asemenea. <laughs> Bă, de ce? Bă, da, eu le-am învățat pe astea mai recent. Le-am învățat pentru admiterea la, la drept. Deci, eu... Da, eu clasa 6 a 7 -a. nu Îmi plăcea gramatica Reve Și mie mi-a rămas de la cultură civică Din clasa 6-a Maybe Că votul este universal Egal, direct, secret și liber Exprimat De ce Neapărat trebuie să fie în secret? Asta. Păi ca să nu te ajut De ce lumea? Că ai votat aur <laughs> Dar cred că am mai avut Discuția asta, parcă Nu știu. Da, mi se pare că ar fi mai fer la un punct să fie transparent totul. Păi, ideea e că ai posibilitatea să spui cu cine ai votat. Dar, na, e, mi-e destul de clar că e mult mai bine să fie secret pentru că imaginează-ți să fii funcționar public și să nu votezi cu partidul șefului tău. Sau, mă rog... Păi tocmai că asta ar arăta Transparență totală și ar fi, dacă am fi persoane, ființe super evoluate și empatice și așa, mi se pare că într-o lume ideală ai putea să vezi contul bancar al fiecărui om, absolut tot. Pentru că n-ar mai conta așa mult nu știu Și câți centimetri are Și câte femei da. a avut Uite, de exemplu Nu știu site-ul, nu, nu mai știu cum se numește Dacă poți să verifici orice srl Din România și activitatea lui Și ce cifră de afacere are și toate alea Mi se pare că Ar trebui în timp să se ducă Chestia asta și la nivel de persoană Dar și absolut toată lumea Adică oricine de pe Pământ ăsta Să... <laughs> Bă, sunt oameni care știu informațiile astea. Păi alte. aia mi se pare afer, că doar unii le știu. Da da, da, da. și cu cine a votat și cu cine s-a văzut aseară. Da. Că dacă le știe Zuckerberg, de ce să le știu și eu? Că deja oricum mi se pare că de unde erai să nu-ți dai, unde stai, unde nu știu ce. Acum ești la modul stau aici, unde e primul mega să-mi iau de mâncare. Bă, da, da. Ideea e că dreptul la viața privată este foarte important de păstrat pentru că așa rămân familiile împreună, știi? Adevăr. Adică te imaginează să, nu știu, să știe nevastă ta tot despre tine. Ideea e că înainte era mai simplu, că înainte nevasta știa exact câți bani faci și putea să te întrebe unde sunt bani. Dar acum, na, lumea are venitul un pic mai fluctuant și un pic mai confidențial decât înainte, știi? Acum poți să mai faci scheme. <laughs> da, mă, da. Nu știu cum să zic. Mi se pare că dacă ajungem un punct în care zic eu, lucrurile astea cumva nu or să mai fie relevante Poftim. adică o să acceptăm da Poftim. mă, normal că să uită la altele normal că poate vine să mă înșele normal că știi, adică nu mai e la modul oh my god ce rușine că se întâmplă ce mi se întâmplă nu știu cum să... Man, deja lumea a început să te judece după numărul de followeri, adică dacă există Adel. niște statistici, niște date exacte după care te poate judeca lumea E groaznic să fi în poziția în care nu te favorizează statisticile alea. Ca da, și da. mai poți să trombonești, mai poți să bagi vrăjeală, mai it, poți să... da. Da. da, da gândește-te că ar fi fair și că în momentul în care te judecă lumea după numărul de followers, să poți să o judeci și tu după numărul de followers. Păi poți face să atunci... faci asta, dar ideea e că, uite, na, eu, de exemplu, când eram student și aveam 50 de lei toată săptămâna și mă duceam în club. Nu, Mi mai opulența. Nu mi am opulența, dar gen imaginează cum ar fi fost să uite fetele pe mine și să scrie pe <laughs> fruntea mea 50 de lei pe săptămână. Da, dar ar fi scris și pe fruntea lor 20 de lei. Da, <laughs> dar nu contează că ai 20 de lei, poți să ai pretenții, aspirații mari. Asta e chestia. Da, mă, dar te maturizezi mai repede, eu tot îți încerc să-ți zic contrazic ce zic, te maturizezi mai repede că îți dai seama că toți suntem mult mai săraci decât părem și s-ar putea să fie o stare de fapt da, și, și după să... aia... el are 50, el are 70, eu da, am 40. Și după aia se asociază săracii cu săracii și bogații cu bogații și se adâncește prăpastia dintre noi. Păi nu cred în contră să formează comunități de săraci care nu, mă, știu frate, totul tot despre e, un, e, un, e un, cum să zic, e un motiv pentru care cifrele astea ar trebui să fie cu orice preț confidențiale. Tocmai ca să te judece lumea prin prisma lor. Poate ești un om extraordinar. Dacă toată lumea are acces la informațiile astea despre tine, oamenii îți acordă respectul în funcție de câți bani ai. Cam așa funcționează. Da, dar dacă știi ști toată lumea despre toată lumea, fiecare și-ar acorda respectul cuvenit față de el în primul rând. Că ar fi ea, mult mai self-centered, dar ar fi mult mai panicat că și el la rândul lui și-ar putea primi hate și probabil ar deschide gura mult mai rar să se ia de cineva. Păi, tate, dacă e, ai, e prima noastră Gândește, charta, gândește că dacă ai 1000 de euro pe lună salariu, ceea ce pentru București e meh, ești mai bogat decât 85% dintre români. Adică, da, tu dacă ai 1000 de euro salariu și scrie pe tine 1000 de euro salariu și te întâlnești cu unul care are salariu minim, pe Da, dar pot să-i zic, bosule, vină la București te-am umblat la un local, te fac barman. Și chiar am asta Vă rog, pot să încerc, adică mă știu cum patron Da, super mă, bine. în fine, mi se pare Diem dacă vrei deci această să... discuție, această discuție mi se pare În uh... fine, da, am idealizat ta, Da să revenim la, la botez la Tot, botez. tot n-am tras de timp destul cât să da. am. <laughs> <laughs> Nu, deci uh, Ideea e că uh, cu botezul De ce încă mai există chestia asta Și de ce încă se mai face și-și botezul lumea copiii Deși foarte mulți nu o fac din convingere este fix pentru motivul ăsta și mi-e ciudă că a scris deja Radu Pitiș gratis despre chestia asta o postare foarte lungă care pot zic că cu care pot să zic că sunt de acord 100% și în mod normal n-ar mai trebui să zic eu aceeași chestie pentru că... A vorbit idolul. Nu, dar pornesc la impresia că oricum îl urmărește mai multă lume decât pe mine și dacă ai s o ăla, deja nu mai are rost. Dar e, sunt împăcat cu faptul că aveam aceeași părere înainte să scrie el și așa că pot să o aproape reproduc. Ideea Ia. e că... Citez. Da, în fine. <laughs> Ideea e că probabil, deși nu suport și nu am, ai că n-aș face asta de la din convingere, probabil și eu o să copiii. Pentru că țin prea mult la bunica mea încât să îi fac una ca să, nu îi fac acest hatâr. Oh. Gen, cum ar fi să mă duc eu la bunica mea care îmi spune, fiecare De fiecare dată când mă duc pe la ea pe la țară, că se roagă pentru mine, în fiecare săptămână la biserică, și în fiecare seară înainte să se culce, și uite ce bine merge. Cum pot să mă duc eu să-i spun, după ce femeia aia și-a petrecut toată viața rugându-se pentru mine, și nu numai că s-a rugat pentru mine, dar i-a și ieșit? Cum pot să mă duc eu și eu să-i zic, să-i zic, nu cred ce în ritualurile tale păgâne? așa că nu o să renunț la jumătate de zi din viața mea să mă duc în fața lui popa să mă dea cu chestii și să-mi bagi copilul în apă dar uh, probabil că dacă bunicile mele n-ar mai fi în peisaj probabil că n-aș face asta bine, acum depinde cât pushback ar fi uh, din partea socrilor. Aia zic, aia sunt variabila cea mai uh, necunoscută A din toată ecuația. Te impasă mai puțin, știi, că na, mm. adică nu stai mei. <laughs> Nu-i văd des oricum, Doamne ajută, sper. Uh, dar, uh, da, nu știu, cel puțin pentru, pentru părinții mei, care sunt mai tineri și probabil ar înțelege și nu sunt atât de investiți în fenomenul ăsta al bisericii. Probabil că pentru ei n-aș face de gura lor. Dar pentru bunicile mele 100%. Oh, ce cute. Pentru că, bă, frate, sincer, gen, dacă n-aș face asta, bunica mea nu s-ar simți bine cu ea frec permanent. Știi? Adică toată ziua s-ar gândi la asta probabil, mă gândesc. Și s-ar simți trădată. Nu neapărat trădată, dar ar, ar simți așa un jung permanent în coastă, pe când eu aș suferi probabil în ziua aia sau cu câteva zile înainte. Și n-aș suferi, practic. Pur și simplu mi s-ar părea stupid toată chestia, dar gen, ok, îl botezi, aia, treci, treci peste, fac off. Știi? Ce s-a întâmplat în cazul ăsta în care ăla l-a băgat ca pe un cartof în apă și l-a scufundat și săracul copil la murit fără nicio vină? A fost, na, un eveniment cât se poate de tragic, dar totuși a fost un eveniment destul de izolat. Evident că aș vrea să nu mai existe ritualul ăsta all together. Și dacă ar fi să apăs pe un buton să dispară, ar fi super simplu. Dar, na, it is what it is. În schimb, hai zi, hai zi și Păi nu, o singură întrebare tehnică aveam, că am nu m-am documentat. Nu putea doar să-i toarne apă în cap cu o cană sau ceva. asta e chestia, aici vreau să ajung. Uh, chestia asta s-ar rezolva foarte simplu dacă ai lua o cană sau ai pune cu așa na, super simplu apă pe copil în sim sens simbolic doar că preoții care sunt mai puriști, mai hardcore, ei consideră necesar ca pentru ritual să fie făcut ca la carte corect, trebuie să-l scufunzi de trei ori. Și nu sunt dispuși să renunțe la ritualul ăsta, știi. Eu m-am uitat la articolul ăla de pe ortodox.info, la secțiunea de comentarii, că acolo e foarte, foarte, foarte mișto, foarte fascinant ce se întâmplă acolo. Și lumea zicea că. Exact ce zici tu, bă, da, e așa și că ar trebui să luăm în considerare să facem chestia asta și erau cei mai mulți dintre oameni care erau împotriva, adică, bă, ce s-a întâmplat cu copilul ăsta, asta e așa vrut Dumnezeu, n-am avut zile, chestia asta, dar da, putem să renunțăm oamenii, la așa. ritualul ăsta, că, pe așa, de ce mai facem dacă nu îl băgăm, <laughs> dacă nu facem waterboarding la copil, știi, dacă nu ca în The Big Lebowski când îl bagă în wc și. <laughs> <laughs> Worst <the> man, Lebowski. <laughs> da, eu nu știu asta, gen eu am Botezătorul când l-a botezat pe Isus în Iordan, dacă... Ho, ho, nu? bravo. Nu, oh. <laughs> nu cred că l-a băgat cu fața în râu, da? Da, pe... Mă gândeam că poate a străpit așa <laughs> I-a făcut așa O să, m -am, m -am. -am... Nu, trebuie să te bage și a scrie în carte Și ești nebun la cap Trebuie să te bage, altfel nu Da, am văzut că circulă o petiție pe chestia asta să se schimbe ritualul cu... Bă, știi care e faza? preotul de la țară din vârful cu cuieților din deal nu mai mai de petițiile tale și dacă așa scrie în cartea lui că trebuie să-l scufunde, el scufundă și cine care... Aici cred că o să fie mai mult, cum să zic... O chestie tranzacțională, adică dacă tu te duci la preot dinainte și zici, boss, uite, da, exact. Facem botezul, da, să nu dea drecul să bagi copilul uh -huh. în apă, că... Și probabil că preoții de la oraș o să facă așa... Preoții mai hardcore o să facă în continuare și dacă nu-ți convine să te botezi la altul peste drum, știi? Sau botează la martori. <laughs> Băi, da, nu știu ce să zic. Știi, uite, în cazul meu, că ziceam eu că rocker și... Bă, mi se pare că de Dumnezeu mulți oameni dau după o anumită vârstă, la modul să creadă, să... Cumva să, când încep să te apropii de moarte, așa, mi se pare că începi și să te gândești serios la chestia asta. Da, nu vrei să te pui rău cu nimeni înainte să mori, că cine știe. Ceea ce, e, nu știu, nu, adică, uite, nu mi se pare chiar de condamnat. Da, normal. Dar de asta cumva, nu știu, nu cred, n-am fost niciodată oricât de broker și de chitară electrică am ascultat la viața mea, că nu sunt ăsta cu cercule purgatoriului, cu groheală, cu niciodată fost. Rău, da, în <laughs> Dar gen energetic, cred că e importantă și biserica asta, adică eu cred că, uite, și în cazul tău că zici că bunica ta s-a rugat pentru tine, Undeva deep down în adâncul sufletului tău simți că bunica ta a adus un adaos de 2% energie pozitivă în viața ta rugându-se, nu? Bine, adică bunica mea a adus un adaos extraordinar de energie pozitivă prin felul în care s-a purtat cu mine tot timpul. Nu a avut nicio legătură cu faptul că s-a rugat. Adică simplu fapt că îmi spunea că se roagă pentru mine și chestiile astea, erau bă, na, o dovadă că ținea foarte Afecțiune, mult la mine și da. na, că adică, cum aș fost să zic bă, las mă prostiile astea iar biserica într-adevăr mie mi se pare că e, e, foarte utilă în comunități cum sunt comunitățile de la țară pentru că ăla este partiul lor de weekend adică acolo se strâng acolo socializează acolo na, Asta e evenimentul din sat care ține comunitatea împreună, știi? Dacă oamenii nu s-ar întâlni la biserică, nu prea s-ar întâlni niciunde s-ar forma. Dacă nu s-ar întâlni la biserică, s-ar întâlni la bisericuțe. Oh, pa, pa, pa. <laughs> da, Și așa, a ajuns să interacționez și cu ceilalți oameni din comunitate și mi se pare super ok. Dacă n-au club, dacă n-au chestii din astea... Păi au... e și vatra satului. Orice sat are vatra lui și acolo sunt horele și pam pam. Căminul cultural sau Eu știu că, mă rog, da, cred că vatrasatul e la moromeții, la așa, acum e discotecă, sigur, da. găsești discotecă în sat. Băi, da, nu știu ce să zic. Da. Cumva eu cred că ți-am zis, eu așa o văd, s-ar putea ca peste ani să consider că iare și biserica rolul ei, chiar dacă mi se pare că e doar... Acum cel puțin Sau de când mă știu mi se pare că e E o, un crez al omului Știi așa cum cred eu Că ce ziceam în alte episoade Gen că E un ADN uman Și că noi suntem o generație De sacrificiu Și chestii pe care le spui, dar n-ai Nici. nicio bază, că nicio. De... așa da, cumva da, nu mi se pare Diferența e că nu există o adunare a oamenilor care cred în asta a ta cu ADN-ul exact. și să vă întâlniți în fiecare duminică să discutați despre chestia asta. Iar na, la religii și la biserică există și e ok, na, dar e ok la da, adică. țară. Sunt și multe lucruri bune. Că biserica, nu știu, uneori mai face și psihologie. Nu știi, mai cumva, nu știu. Uite, la Câmpina s-a schimbat postul de preot. cu câțiva ani. Gen la care mă duceam eu. Nu știu, bate în retragere și a venit unul tânăr. Mm -hmm. Și să vedea așa pe el că pune suflet în ce face. Că e acolo super investit și nu neapărat, mi se pare că preoții în ziua de azi nu mai sunt nici ei chiar, aștia tineri cel puțin, sau mă rog, generalizez că doar pe ăla l-am văzut și cum a zic de el. Dar parcă e mai mult cred în ezoteric și chestii de genul decât efectiv în Dumnezeu ca la carte. Bă, e faza că uh, religia a evoluat față de cum era cu Na. 150 de ani, 100, 1000 de ani adevăr, a evoluat, dar întotdeauna Evoluează mult mai greu decât evoluează Societatea în general și își păstrează Cumva tot timpul Părerile Retrograde față de Nu știu, norma general Acceptată în societate Știi, adică Exact. are ok, e, e, e bine că părintele, preotul, whatever joacă și rolul unui psiholog câteodată pentru enoria și îi sfătuiește ialea, ialea, dar na, sfaturile alea de obicei sunt destul de retrograde într-o anumită măsură și unde nu știe îl bagă pe Dumnezeu, știi? Adică vine unul cu depresie la tine la popă și zice, da, nu știu, fă 10 mătănii. Nu o să te vindeci ce știi. Sau o să zic că încearcă să fii mai bun cu oamenii din jur și fă 10 mătăni. Adică, na, e ok că reprezintă într-o anumită măsură o figură autoritară la care poți să te duci când ai probleme, doar că soluțiile cu care vine sunt înrădăcinate în basically religie, în crede și fă ritualuri ca să fie bine. Na, trile, știi? E amuzant cum mi-am adus aminte că mai știu nici, cred că eram în generală și când ne-a predat crezul ne-a zis proful că atunci când faci crezul să faci 50 sau nu mai știu câte mătănii. Și știu că i-am zis că nu cred că e rugăciunea de ajuns de lungă cât Și m-a făcut -o obraznic Dar eu la vremea ca credeam că trebuie să faci mătănile în timp ce te rogi <laughs> Și genul îmi dădea cu virgula Mi se părea că trebuie să fii, nu știu, sportiv Să duci 50 <laughs> în timpul la scurt Da, da e un ritual Adică ritualurile într-adevăr astea sunt ciudate Nu știu, nici nu sunt foarte fan așa de multe ori, dar recomand discuția lui Connector cu Laura Giurcanu de la podcastul. Iar ai venit mă să faci reclamă la podcasturi mai faimoase. Concurente. La podcasturi concurente. Bine da, că ne fac și ei nou, ai văzut Mocanu, Pam Pam, da, mai mă, găsește. Da, prin intervenții, prin... Cine știe, dăm de Connector și vorbim cu el. Păi da, a zis pitici bine, cumva da, și eu sunt de acord cu ce zici și ce zice și el, dar Cumva cred că se adaptează Știi că mai e Caterin aia Că papa dă like-uri pe Instagram la gagici și... Da, e chestia că nu dă papa Dă la care normal, administrează da. contul Uită că mai Și eu administram pagina firmei de avocatoră Și mai dădeam like-uri De la Marco Șudrea câteodată dar... Pățăști. Da, da, uite, tot preo, Papa este o chestie de genul, cred că fostul, nu ăsta actual, sau în ultimul, că a recunoscut teoria Big Bang. Nu, no, cred că ăsta asta a venit cu breakthrough-urile și ăsta e ok și cu gay, e ok și cu toată lumea asta. Și mi se pare că se adaptează și religia. Adică... Da, da, e câțiva mulți ani în urmă, știi? boți și noi ca România suntem cu 30 de ani în urmă față de America. A, asta adică... e faza că biserica cumva în momentul în care vede că pierde teren, începe să facă concesii, știi? Adică, bă, mai putem să zicem chestia asta cu bărbatul că... este capul familiei și femeia trebuie să dreaptă și să facă flotări și să facă când vrea bărbatul, știi? Deși ei, asta ar, ar, vrea să zică, știi? Dar nu mai poți, că pierzi teren. Adică femeile nu mai vin la biserică dacă zici asta, știi? Sau vin doar babele alea pe care nu le mai vrea nimeni. Da, mă, dar nu, nu știu cum să zic. Mi se pare că asta, că revin la teoria cu preotul tânăr. Când unul de vârsta noastră să face preot care, bă, a jucat și el San Andreas FIFA și ce-am făcut noi și are cumva lifestyle-ul ăla de... Da automat cred că în timp el o să schimbe, adică generațiile astea să schimbe și religia prin prisma faptului că or să încerce să da, mă, fie actual. într-un într ritm mult mai lent decât merge societatea și acum aveți că merge societatea acum dacă nu ești atent, dacă nu intri pe internet trei luni, mai înțelegi nici ce se întâmplă. Ai voie să-i spui lui unul că e transgender, ai voie să-i spui fată dacă vrea să creadă că e băiat, ce prorume folosești, chestiile astea. Astea, într-adevăr, sunt uh, stupide, dar uh, sunt cât se poate de reale și încep să intre și la noi. Am văzut, de exemplu, vreau să mai zic uh, okay, câte minute avem. 28. 28. Da, e o, o discuție okay. Ai timp 200 de mătănii până la da. timp ce, zis uh, ce deci, este o tipă pe, pe, de pe TikTok, cred că o știu, dar am văzut-o, i-a dat cineva share la un story or something. O cheamă, pot să zic cum, o cheamă care are 25.000 de follow e o persoană cât se poate de publică. O cheamă Teodora Usain. După părerea mea, un 10 cu felicitări. Deci este o fată care arată aproape perfect. Cel puțin, na, din pozele pe care le pune, care sunt, cum să zic, editate într-o măsură acceptabilă, eu zic că fata asta e un 10 cu felicitări. Am încercat să discut cu prietenii mei acest aspect. Ei au considerat că nu. Că nu. No. Că nu, no, da, probabil. Uh, pentru mine e un 10 cu felicitări. Adică n-am arată foarte bine și machiată și nemachiată, e ce trebuie, știi? Și am intrat pe profilul ei și am văzut că este autodeclarată gender fluid, adică nu se consideră a fi nici femeie, nici bărbat. Deși din nou, arată impecabil. Uh, și are pus în bio la Instagram pronumele Dei Dem. Asta în traducere liberă ar uh, însemna uh, ei, al lor, ceva de genul. Da. Uh, deci, fata asta, din nou, care arată extraordinar. N-ai niciun defect. Este foarte populară pe TikTok și pe Instagram. Este probabil destul de tânără. Se autodeclară că nu aparține niciunui gen. Eu tot aștept să zici e are vii Ce? Ce? prost sunt. Tot aștept să zici e un 10 perfect, dar e băiat. Nu, 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 chiar nu e băiat. Sunt destul de sigur că nu e băiat, <râng> pentru că sunt ei, apar natural, știi? Da, dar, dar... A, dar... Asta vreau să știe. spun. Dar asta vreau să spun, că a început să apară și la noi oameni din ăștia care au delirul ăsta cu pronumele alese de ei, nu pronumele... E curios cum ar, cum ar suna în română, știi, că în... În, în engleză pentru ăștia care nu se asociază cu vreun gen pronumele ăsta ales de cei mai mulți este they, de dem Adică te referi cu el, te referi la el la persoana întâi cu they de deși they de e un pronume de altă persoană, Man. a treia. Uh, curios cum e în română că nu poți să-i zici uh, ei ele, ale lor habar Inventez ceva în latină. Păi da, în engleză au apărut chestii de genul cu XR în loc de HER, știi? Sau HIM. Chestii din astea cu X, cu Bine, y. tu mi-ai mai zis cu ăla de A-Men și A-Women. Da, mă, nu, e, e fascinant ce se întâmplă și ideea e că, vrând nevrând, pe calea uh, entertainmentului, pe calea... Uh, TikTok-ului, Instagram-ului, toate chestiile astea din cultura americană încep să fie preluate încet încet și la noi. Și astăzi ești ok la tine la podcast, mâine vezi că te întâlnești cu o fată și zice că trebuie să folosești pronumele alese de ea, că dacă nu ești bigot și e, nu știu, sexist, rasist, whatever. Bigot? Da. Nu știu asta. Bigoti. Păi, aia, la bigote m-am gândit firmă de țoale, dar... da. Da. Uh, în fine, și bă, zis, dacă și la fata asta, care bă, nu cred că are vreun motiv să facă chestia asta, că nu e ca și cum primește prea puțin atenție, știi? Dar te gândești că poate da aia primește atenție? Nu, Sau -am și am zis, mai multe. Se arată perfect. Nu ar avea niciun motiv să facă chestia asta, știi? Gen, pur și simplu trebuie să facă o poză și atâta. <laughs> <laughs> în fine. Da, da, și cu asta, uh, na, căutați o pe, pe Instagram. Spuneți-mi dacă vi se pare că este sau nu deci de, cum de 10. Ursei, un Ursein, cum mai zis Teodora Usain, Teodora Și fii atent, uh, chestia cu, cu scoring-ul ăsta la femei. Ce înseamnă un 10 la femei? Ideea e că uh, scoring-ul ăsta la femei care este o o chestie bărbătească absolut superficială, dar na, trebuie să avem un metric și standard pentru standard De da, de poți... Ideea e că în mod normal scoring ăsta ar trebui să meargă până la 9. Un 9 este o femeie care arată din punct de vedere, nu știu, statistic impecabil adică are și sân și fund și e și slăbuță, arată și bine la față, machiată și nemachiată. Asta este nouăle. Ca să treacă de la 9 la 10, aici intervine subiectivismul. Pentru că ție poate îți place o fată care este mai slabă și cu dreduri, mie poate îmi place o fată care are fundul foarte mare și, nu știu, e blondă, de exemplu, sau asiatică, sau chestii asta de nici așa, știi? Deci asta înseamnă asta înseamnă 10, știi? Deci, na, poți să interpretezi că tipul asta ar fi un 9 și doar pentru... Florescu e 10. Nu neapărat pentru mine, doar pentru o anumită categorie de oameni care le plac femeile frumoase. Păi și și tăi cu care ai discutat despre Teodora Hussein? Usain. Bă, Usain n -au, n -au, au refuzat să dea notă, deci doar că... Deci nu 9, deci ei nu văd capul 9. Nu, au refuzat să dea notă, au zis că bă, nu e de 10, atâta perfect normal. Da. Da, aia poate e nevastă ta. Ce? Cum ar fi să te căsătorești cu ea? În... Nu, frate, că eu nu vreau să mă pun căsătoresc cu femei cu pronume speciale. Da, dar poate uite când la 14 ani ai, ai fi scris undeva sau ai zis la Mișto că pentru tine dragostea e o loterie și poate fix ani mai târziu karma ți-a adus, îți va aduce această loterie. Bă, loterie e, ar putea să fie o loterie, dar genul între care se desfășoară această loterie este unul singur. De Ești fraier <laughs> pentru că poți să fii într-o relație cu ea și în pat și așa să fiți super cuplu, după care să stați ca băieții la FIFA? Da. Caută-mă. <laughs> <laughs> pentru că și ea poate să facă primul pas că nu e chiar fată. Ba da, și să-i zic, bro. <laughs> da, men. Uh, păi da, asta a fost casual Friday podcast. La revedere.